Sunt Adi Măniuțiu și alături de Daniel Apostol, directorul general al Federației de Petrol și Gaze, vă spun bine v-am regăsit la un nou episod din seria Noua Economie. O să vorbim astăzi despre importanța Mării Negre din perspectivă economică de data aceasta, unde se oprește progresul și începe un blocaj progresist asupra competitivității economice europene, în special în zona industrială, și unde ar trebui să continue progresul pe care trebuie să-l valorificăm prin prisma securității energetice, securității militare până la urmă, pe care o poate conferi o exploatare și o investiție majoră în Marea Neagră, mergând până la siguranța aprovizionării, atât în ceea ce privește consumatorul casnic, cât și ceea ce privește consumatorul industrial, care are nevoie de energie pentru a fi performant. Că vorbim de analiza mare de date, că vorbim de zona de inteligență artificială, că vorbim de industria clasică. Daniel, o temă extrem de importantă, dar Marea Neagră cred că poate să reprezinte, cum spuneam, de fiecare dată o soluție, și fără să fie doar un statement clamat, pur și simplu o soluție pentru un continent din punct de vedere economic astăzi, competitiv vorbind, în derivă. Tema este extrem de generoasă și poate suferi abordări și complexe și interesante. Eu mă bucur că mă regăsesc datorită ție în platou din nou, domnul profesor Mircea Coșa, cu Gabi Biriș. Mi-era dor să mai purtăm un dialog în fața camerelor de luat vedere și cu ajutorul lui Adrian, iată că dorul ăsta se stinge odată cu întâlnirea de astăzi. Marea Neagră un potențial interesant, o să-mi permit să vă provoc, făcând un scurt comentariu și o reamintire a faptului că industriașii din Uniunea Europeană reuniți, reprezentând 20 de sectoare industriale la nivel european, au transmis către legiuitorii, către liderii politici europeni, deopotrivă Europarlament, Comisia Europeană, alte autorități relevante, au transmis un apel prin care spuneau că politicile europene, așa cum au fost gândite până în prezent, nu fac altceva decât să îngrădească, să pună bariere, să hiper-birocratizeze și să supra-reglementeze sectorul industrial european, care stă prins într-o menghină extrem de strânsă între industriile americană și chineză, evident, care se dezvoltă pe modele de business total diferite. Și vin să vă întreb dacă în acest context, semnalat de industriașii europeni, prezența în răsăritul spațiului comunitar a unui proiect de o anvergură semnificativă, ne referim la investiții de undeva spre 5 miliarde, proiect care are o semnificație nu doar de investiție majoră, dar de contribuție semnificativă la securitatea energetică și la subvenționarea unei tranziții energetice pe care o putem considera de fapt rostul, miezul unei transformări economice semnificative. Deci revin ca să simplific întrebarea. În acest context, cum ar trebui să privim sectorul industrial, sectorul energetic românesc și modul în care va fi ghidat, nu guvernat, ghidat de politici autohtone și de politicile europene? Domnule profesor. Mie mi se pare că suntem într-un moment în care, oricât am gândit înainte, nu puteam să previzionăm atât de corect, și anume că a apărut un element care va schimba cu totul fața Europei câțiva. Europa a avut o decădere, asta este clar, o decădere bazată pe două mari greșeli, care astăzi sunt recunoscute, și anume o dependență periculoasă de energia rusească la prețuri mici, mai ales Germania și încă câteva țări jurul ei, și pe de altă parte delocalizarea, care a dus cu ora după un profit pe valoarea forței de muncă mai mică în zona Asia-Pacific. Lucrul ăsta a fost conștientizat și s-a renunțat la el. Momentul este, conform unor analize care se fac cazi în Occident, și le citesc cu mare plăcere, pentru că este o chestiune în care
îți dă posibilitatea să înțelegi lucrurile într-o altă perspectivă decât cea în care suntem mai acum, limitată la niște probleme strict naționale. Deci suntem într-o perioadă în care, în aproximativ 5 până la 10 ani, Europa va redeveni un centru de importanță extraordinară în lume, din punct de vedere al economiei și mai ales al inovației. Pentru că Europa a descoperit că tot ceea ce s-a greșit poate să fie corectat, beneficiind de un element care a jucat întotdeauna un rol important în Europa, și anume război. Războiul a fost cel care a dezvoltat Europa extraordinar de mult, după unele calcule încă de la sfârșitul secolului XIX, dar cel mai apropiat este perioada 1920-1940, în care industria europeană a făcut un salt enorm ca urmare a înarmării, a progresului tehnologic pe care aceasta era o mare economică dare. Dacă studiați ce se întâmplă acum, vedeți că de la lună la lună, industria europeană câștigă teren în armament. Germania s-a trezit la realitate, investește enorm și are o tehnică foarte modernă. Este o oportunitate, dar în același timp este și o amenințare, nu? Știți, până la urmă, amenințarea ține de puterea amenințării. Când amenințarea este prea puternică, lucrurile se liniștesc. În momentul în care descoperi tancul, poți să faci război. În momentul în care descoperi energia nucleară, e mai greu să faci război. Disuaziunea apare ca fiind o armă foarte importantă. Deci, în momentul în care ajungi să înțelegi că un război poate să distrugă absolut tot, temperarea acestor politici va fi poate mai bine pusă la punct. Cel puțin asta e teoria care circulă astăzi. Dar ceea ce ar trebui să facem noi acum este să folosim oportunitățile pe care le avem. Oportunități care, nu știu cum să spun, ca să nu cadă în latura cealaltă. Vedeți, noi nu suntem apostolii criticii și al căderii, cum mi-a spus domnul premier. Noi, cei care discutăm economia și în termeni critici câteodată, îi dorim binele economiei. Și atunci trebuie ca să recunoaștem și anumite lucruri care s-au făcut. România a progresat extraordinar, extraordinar de mult. În noiembrie am publicat o carte, tu o știi, acolo am mers foarte mult pe tema asta, și anume că România este acum într-un moment în care, pentru prima oară, după 1990, avem elementele pentru a ne depăși situația care ne aflăm de aici și din coada acestei lașteze. Deci, ce oportunități avem? Tot legate de război. O bază americană de proporții enorme la Marea Neagră, o bază NATO, înseamnă oportunitate de investiții și de siguranță și de atracție de capital. De cum s-a repetat în istoria economică a ultimilor 70 de ani, două țări, care au dus la transformarea unor țări agricole în țări industriale puternice, Turcia și Iran. Avem o oportunitate extraordinară pentru că cum de cum, într-o anumită perioadă, va reîncepe un proces de reconstrucție a Ucrainei. O România cel mai bine plasată pentru așa ceva. Și ca să ajungem la tema de astăzi, avem această oportunitate de a fi o țară la Marea Neagră. Lucru pe care noi până acum le-am privit mai din punct de vedere al turismului, în cel mai bun caz. Altfel, Marea Neagră n-a fost pentru că un element de creștere economică, un element de dezvoltare. Deci oportunități sunt foarte... Dar iată că realizăm o investiție la Marea Neagră într-un proiect energetic de o valoare greu de egalat în trecutul recent cu privire la volumul investițiilor și mai ales la semnificația strategică a acestor. Absolut. Ceea ce aștept eu este creșterea importantă a volumului de mărfuri tranzitat prin portul de la Marea Neagră. Rămânește de la Marea Neagră. Adică să devină un fel de hub al transporturilor Asia-Europa. Astea sunt oportunități, până la urmă. Am mai apărut o oportunitate acum, tamblisat, nimeni nu se gândea la ea, dar statistica o arată. Am redevenit mari producători agricoli. Chiar în condiții de secetă, ne-am situat pe o poziție extrem de importantă. Și în acest context pe care l-ați definit de o înșiruire a oportunităților, cum vedeți faptul că
Ne așteptăm ca Marea Neagră să facă din România principalul producător de gaze naturale în 2 ani de acum încolo. Ar fi prea grozav ca să fie adevărat. Pe asta se va întâmpla, în principiu. Dar acolo suntem. Nu, mă gândesc la din termen. 2027. Doi ani. În 2027. Doi ani ar fi extraordinar. Cam trei. Potențialul energetic al Mării Negre va fi folosit. Asta e clar. Problema este când. Cât de repede. Pentru că ăsta e jocul până la urmă. La noi s-a abânat, s-a tergiversat foarte, foarte mult acest... Calendarul oficial al proiectului de investiție, asta spune că în 2027 vom avea prima moleculă de gaz natural exploatată din proiect. Noi suntem artiști de vitele la calendarul oficial. Deci va fi bine acum să respectăm. Da. Din fericire aici calendarul oficial nu e al statului. E al unor companii. Operatorilor. Ar titularilor de concesiune. Eu personal cred că să continui discuția pe... Eu cred că, într-adevăr, proiectul de la de extracția gazului din Marea Neagră, despre care se vorbește de foarte mult timp, este unul esențial. Și dacă România, pe lângă preocupările de a, hai să spunem, nu mai, sau cel puțin acum așa pare, nu a mai împiedica investițiile private în investițiile în... Am retras pentru că jumătate din, participație este a unei companii de stat, deci investițiile în extracția... Da, dar nu are bani de la buget, tot ca o companie privată. Și, da, fie funcționează ca o companie privată. Practic, acum vedem că statul s-a cam oprit din a pune tălpi, din a bloca investițiile. Din a ridica piedici. Păi, da. Din a ridica piedi, scuze, nu găseam cuvânt. Știți că aveam discuțiile astea încă de prin 2016-2017, când lucrurile, când zecămintele fuseseră confirmate și lucrurile păreau că intră în linie dreaptă, de ce nu ne-am apucat, de ce nu s-au făcut investițiile în exploatare mai repede? Cred că ar trebui să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat și să fim atenți să nu se mai întâmple. În Marea Neagră... Răspunsul este unul politic, cu în siguranță. Marea Neagră, în Marea Neagră... Dar mai am... Și da. Nu aș vrea să intru în analiza elementului trecutului. Politic, pentru că nu mai ajută nimănui. Dar a fost deloc rău. Dar te întreb altceva, pentru că ești autorul unui... N-ar fost deloc rău să-l avem acum 3 ani. O, da, dar... într-un alt dialog, tot sub umbrela noua economie, a stabilit și că istoria contrafactuală nu mai are nicio valoare. Ce ar fi fost dacă ar fi fost altfel. Da. Dar avem niște elemente factuale. Ești autorul, coautorul unui studiu de care a beneficiat, mă refer exact la acesta, de care a beneficiat federația pe care o conduc, cu privire la supraimpozitarea sectorului. Și fac aici referire la acest studiu pentru că vine cumva în completarea întrebării pe care cu care v-am provocat. Industria și europenii asta au semnalat suprareglementare. Bariere birocratice. La noi, suprareglementare se traduce și în suprataxare, supraimpozitare. Vrem să favorizăm proiectele de investiții în Europa sau ne ridicăm singuri bariere propriilor noastre proiecte? Și primul studiu pe suprataxare, pe taxarea gazului și continuarea cel de-al doilea studiu pe impozitarea sectorului de petrol și gaze on și offshore au arătat că în România avem, pe lângă celelalte probleme, avem o problemă suplimentară cu nivelul excesiv de taxare. Adică este un sistem de impozitare special la gaz, și dar și la petrol, dar în special la gaz, că aici asta e principala oportunitate a României, că petrolul nu au mai fost descoperite. E un sistem multilayer. Avem întâi redevență, peste care redevență nu se calculează la prețurile efectiv realizate de producători, ci la un preț absolut artificial pentru România, acela de al bursei de la Baumgarten, cu care nu suntem tocmai conectați. După care vin impozitele suplimentare. Impostul suplimentar, impostul pe veniturile suplimentare din liberalizarea pieței gazelor, care pot să ajungă până la 80%.
După care avem impostul pe profit. De anul ăsta mai avem un impozit suplimentar pentru toate companiile din petrol și gaz. Ca să nu mai vorbim de impozitele pe care orice altă companie le suportă. Impozitele și contribuțiile pe salarii și toate celelalte. Deci în momentul în care vezi că în ultimii 3-4 ani de zile nivelul taxării a crescut de 2 ori și jumătate ca procent din venituri, încep să te întreb dacă este doar o nevoie disperată de bani sau dacă nu cumva poate că nu asta se dorește, să se ducă la capăt investițiile, pentru că, vedeți, în momentul în care vorbești de o piață extrem de volatilă, da? La aceea gazelor, care nu este conectată precum piața petrolului la niște burse internaționale. Prețurile, deci, și riscul pentru investitor, prețurile variază. Am avut, atunci când s-a, înainte de liberalizarea prețurilor la gaze, erau niște prețuri un pic mai mari. S-a liberalizat, a scăzut chiar sub nivelul, sub nivelurile la care nu se gândea nimeni că va ajunge. Eu n-aș spune, eu n-am nicio îndoială cu privire la dorința statului, a societății de a avea proiectele realizate. Cred, pun mai mult pe seama foamei de bani. Nu, eu am. De care... Eu am. Pe care o manifestă statul român. Nu o să le exprim aici. Eu am dubii. Da? Deci, sunt niște prețuri foarte volatile. Au fost la un nivel care puteau face investițiile competitive, au scăzut, a devenit necompetitivă. După care România, ca să se asigure că nu se continuă, a mai venit cu niște măsuri. După care a început, înainte de război, criza prețului la gaze, generată în mod evident strategic de către Putin, s-au dus la cer. Au crescut foarte mult. Era clar că nu vor rămâne acolo și că niciun investitor serios nu își poate face business planul pe acele prețuri nesustenate. Acum au scăzut iarăși la niveluri chiar mai mici decât erau înainte de război. Ce ne facem dacă continuă să scadă? Și datorită scăderii cererii, ca urmare a inepțiilor de green policies, de dezindustrializare, renunțarea la tot ce înseamnă motoare cu combustie. Bine că s-a renunțat la... Sau, mă rog, s-a declarat că se va renunța. Se discută despre renunțarea la măsură. Toate chestiunile astea pot să facă, într-adevăr, să se materializeze riscul ca investițiile să mai treneze. Mă duc pe linia lui Daniel, tot în ideea de a vă lansa o provocare. Una cu o conotație mai mare în zona financiar-fiscală, una în zona strategică, economică, vorbind pentru dumneavoastră, domnule profesor. Suntem la câțiva, foarte puțini ani distanță, când recent, la nivel european, se discuta noua taxonomie și gazul în sine era exclus. Au fost eforturi foarte mari și s-au făcut tot felul de compromisuri să-l introducă ca element de tranziție. Suntem acum... 18 luni, 20 de luni mai târziu, în situația în care, constrânși de noile evenimente de pe frontul din Ucraina, invazia barbară a Rusiei în Ucraina, situația competitivității Europei, care e pusă la încercare de China cu mașinile electrice, toate astea puse acum la un loc, au reevaluat gazul. Evident, pentru noi era de la început un element extrem de important. În mod absurd, scos din ecuația asta, mergând într-o zonă aproape de radicalism verde. Bun, deși toți ne dorim decarbonarea, toți ne dorim o tranziție spre ceva mai curat, trebuie să reducem poluarea, ideea e să avem și instrumentele pentru asta. Au început apoi să sufere marile economii europene, de la zona agricolă până la zona de industrie grea. Și să spună, stați un pic, cum în 2030 materiale verzi sau produse cu energie verde? Stați un pic, că pică metalurgia, pică industria auto, pică partea de telecomunicații. Stați un pic, că devenim dependenți de alții. Vreau să-mi spuneți, domnule profesor, ce trebuie să se schimbe acum ca noi să putem
în primul rând în România, că vom exporta surplusul foarte bine, să exportăm securitate energetică. Ce trebuie să schimbăm în România ca noi să putem să ne reindustrializăm pe zonele care sunt acum cerute, că nu o să putem să pornim absolut toată industria, dar putem, folosind industria pe care o avem, cu reconversie și gazul din Marea Neagră, să ajungem într-un alt punct și din punct de vedere al stabilității, al predictibilității, al stimulării acestui sector energetic pe de-o parte și apoi mai departe în zona asta industrială, ce trebuie să schimbe ca mentalitate și filozofie financiar-fiscală. Cam asta ar fi, pentru că spune domnule, avem Marea Neagră. E un super avantaj. Ok, dar cum să-l folosim? Că dacă doar îl scoatem și îl exportăm sau doar îl scoatem și îl ardem la aragaz, n-am făcut nimic. Acum, există o chestiune care am mai discutat-o, eu țin foarte mult la ea și o să repet, chiar dacă unii probabil că o știu deja. E o chestiune de mentalitatea guvernării, de concept de guvernare, care în România nu este cel care ar trebui ca să fie. Și să folosesc o expresie care am auzit aici de două, trei ori, fabra de bani. Fabra de bani este cel mai greșit lucru care poate să fie și care, într-un fel, girează mentalitatea actuală a guvernării în România. Trebuie să ai niște puncte importante, niște priorități pe care să le urmărești, indiferent de fama de bani pe care o ai sau nu. Și aici mă întorc la acele stimulente, care erau până la urmă de ce s-au dat niște facilități. Facilitățile erau stimulente, pentru că la un moment dat trebuie ca să vezi care sunt ramurile care trag economia, dar acele ramuri trebuie să fie stimulate, cum? Fiscal, prin niște facilități. Astea sunt stimulente, nu sunt facilități, în momentul în care ele reușesc ca să-ți dea banii, ca să-ți permiți să faci altceva în altă parte. Și atunci, problema energiei în România este o problemă vitală dacă ai trebuit să meargă pe trei domenii de concept general al guvernării de acum înainte o perioadă mai lungă. Și anume, România trebuie să înțeleagă că la capacitatea de resurse pe care o are, nu își poate permite să nu folosească resursele interne, cel puțin minerale, agricole, energetice, în interesul unor ramuri legate de ele. Deci cât timp avem gaz, trebuie să avem și industria de îngrășăminte. Și așa mai departe, chimică cu toate ramurile ei, nu să-l arde sau să facem altceva. Cât timp avem cupru, trebuie să-l folosim ca material pentru industria modernă. Cât trebuie să avem sare, putem să facem o industrie chimică extraordinară. Deci ăsta e un punct. Al doilea punct este dezvoltarea echilibrată pe teritoriu. Pentru că dacă facem o dezvoltare pe priorități, prioritățile în România trebuie să fie axate pe echilibrarea județelor, a ramurilor, a teritoriilor. Pentru că altfel, decalajele astea taie întotdeauna avantajul unuia în dezavantajul altuia. Și în al treilea rând, trebuie să facem saltul de la etapa a doua revoluției industriale la etapa a patra. Astea sunt niște priorități. Nu poți să ne rezolvi dacă nu ai o perspectivă de cel puțin 10-20 ani. Și de aici revin la ceea ce spun de nu știu cât timp, ne trebuie neapărat un plan de țară care să fie prin consens politic. Și Marea Neagră n-ar putea fi scânteia care să declanșeze? Lucru, pentru că Marea Neagră dă României ceea ce Ungaria nu are, ceea ce Cehia nu are, ceea ce nici alții nu au. Au ieșirea la mare. Ieșirea la mare este un și energie. La ce mare? La mare care are și potențial energetic. Care are potențial piscicol, nu atât de mare ca Marea Mediterană, dar are. Care are potențial de hub de transport. Deci lucrurile astea sunt niște priorități pe care trebuie să le salvăm fiscal. O anumită perioadă să le lasă funcționeze mai libere de fiscalitate. Punând accentul pe ramuri care îți aduc altele. Nu? De ce să nu pui accentul acum pe vânzarea cerealelor care merge extraordinar? Veniturile din anul acesta sunt extraordinare. Bagi bani acolo și cu banii ăștia faci altceva în altă parte. Dar foamea de bani, această hagetul dosei a guvernării României, este o boală care se vindecă greu. Răgata timp când vezi bugetul prin procente de deficit și nu prin folosirea deficitului pentru dezvoltare, nu mergi mai departe. Nici o țară nu s-a dezvoltat fără deficit. Deficitul a fost, până la urmă, introdus în ramuri prioritare. Dar trebuie ca să știi ce e prioritar. Oricine ar fi astăzi din cei care ne conduc, dacă știu ce e prioritar în România, o să ne spună ceva din secolul trecut. Sau cinci oameni, cinci păreri. Da. Când ar trebui să fie una singură. Exact. Deci,
prioritățile noastre clasice, pe care le-am tot cântat în toate programele electorale. Programele electorale începeau până acum câțiva ani cu câți kilometri de autostradă o să facă dacă vine la putere X sau Y. Nu mai au valabilitate. Altele sunt prioritățile acum. Deci trebuie să fie un nou concept. Cine va face acest nou concept? Probabil că va fi un foarte mare impuls din exterior. Dacă Uniunea Europeană în zilele astea reușește să aibă o conducere care să fie mult mai flexibilă în funcție de ceea ce... Și mai realistă. Da. În special mai realistă. Deci suntem pe muche. Sunt multe condiții care pot să ne favorizeze sau nu. Dar în momentul în care România putea să joace, ar trebui să joace. Și atunci, continuând partea de strategie cu componenta fiscal-financiară ca să putem să consolidăm nu doar sectorul ăsta, ci să mergem în zonele pe care le-a amintit domnul profesor Coșa, ce trebuie să schimbăm? Pentru că până la urmă de noi depinde. Adică chiar dacă e ceva de optimizat și de corectat, putem să o facem. Întrebarea e ce ca să o facem cu cap? Păi, în primul rând ar trebui să facem un inventar al barierilor pe care ne le-am ridicat singuri în anii care au trecut. Și să le eliminăm. În al doilea rând, odată cu inventarul ăsta, am putea trage și niște concluzii cu privire la niște greșeli pe care să nu le mai repetăm. Acum, eu, deși unii nu sunt foarte, eu chiar sunt foarte, hai să spunem așa, pro-piață liberă. De ce spun lucrul ăsta și important? În ultima perioadă, vorbim foarte mult de reglementare, de statul trebuie să vină cu politici de dezvoltare. Nu. Statul trebuie să se asigure că ne oferă infrastructura ca să ne putem dezvolta. Infrastructură în educație, până când o să... La noi încă asta e majoritatea. În educație, în sănătate, în transport. Care nu pot fi făcute de privați. În momentul în care statul vine și reglementează politicile de investiții sau vine și dă subvenții, fie direct prin acordarea efectiv de zeci de milioane pentru anumite investiții, fie indirect prin excepții de la plata taxelor și impozitelor, ce face? Distorsionează piața și face ca piața să se îndrepte și investițiile să se îndrepte în direcția pe care atunci o consideră guvernul bună. Problema, dacă ne uităm în momentul de față în economie, vedem că domeniile care merg cel mai prost sunt alea care sunt cel mai mult reglementate de către stat. Deci trebuie să fim foarte atenți ce ne dorim. Eu mi-aș dori, în primul rând, ca legea să fie fără excepții, fără scutiri, fără privilegii, fără bani publici transferați în buzunare private prin ajutoare de stat, pentru că asta se întâmplă. Și cu acolo unde statul poate să intervină este, hai să spunem așa, să faciliteze finanțarea privată prin sisteme de, da, nu e neapărat prin sistem de garantare, dar nu e asta o prioritate. Statul ar putea să facă însă altceva și ar putea să se uite la exemple pe care le avem și în nordul Europei și în estul Mediteranei, în Israel și în sud-estul Asiei, să dacă vrea să contribuie la investiții într-o anumită direcție, să-și facă fonduri de investiții care să vină cu equity, nu cu ajutoare de stat, adică cu capital social, și să participe statul împreună cu investitori sau statul singur la să-și asume și riscurile și beneficiile. Pentru că eu ca cetățean, eu mi-aș dori să am un return on investment de taxele care le plătesc. Că dacă din taxele pe care eu și tu și restul le plătim, alții primesc ajutoare, granturi, nu mai zice ajutoare de stat, zice granturi, da? Primesc granturi ca să facă investiții private, din care să obțină un profit privat, care e drept că este, poate și el, este și el impozitat, da? Nu cred că e fair. Bun. Față de cetățean. Pentru ori că statul introduce un competitor, exact, ajutat. În cazul ăsta, în special în ceea ce privește dezvoltarea
României industriale, reindustrializarea. Că de ce s-a dezindustrializat? Tot din cauza statului. Da? Și avantajele certe, de necontestat. De necontestat, pe care Marea Neagră ni le oferă, cred că trebuie să fim un pic mai apăsați în a cere eliminarea barierelor. Cât de apăsați? Pentru că acum cât se poate de apăsat? Cât se poate de apăsat? Pe care o s-o preluăm și ca pe o concluzie, da, a discuției noastre. O întrebare fără nicio ipocrizie, pentru că subiectul mă interesează ca reprezentant al Federației. Vedeți, scrie pe ecran securitatea energetică, o problemă europeană cu soluții de la Marea Neagră. Eu am să definez problema și am să vă rog să încercați să enunțați niște soluții. Problema de securitate energetică. O problemă poate fi cea de securitatea aprovizionării, de fluența aprovizionării, de coerența aprovizionării cu energie în regiune și în general în statele Uniunii Europene. Doi, o problemă de vulnerabilitate în fața prețurilor. În funcție de cine e furnizorul, și știm foarte bine dependența de un anume robinet, înseamnă și dependența de un anume preț impus. Trei, apropo de acest robinet, dependența de un furnizor unic a fost o dependență de care cu greu a încercat Uniunea Europeană să se desprindă, dependența de furnizorul de energie rus. Și nevoia de independență sau de securitate energetică este o diferență semnificativă de nuanță. Doar câteva dintre problemele pe care le regăsesc sub umbrela securitatea energetică. Ce soluții pot furniza proiecte de anvergură, precum Neptun Deep, un proiect de exploatare a gazelor naturale la Marea Neagră, la astfel de probleme europene? Domnule profesor. E greu să spun și de ce, pentru că eu nu sunt partizan 100% la acestor raportări. Și anume, ceea ce avem în Marea Neagră este utilizat. Ideea mea este că resursele României trebuie utilizate și pe mare lucru. Însă, mi se pare că există o anumită notă de punere în umbră a unor capacități pe care România le are față de toate celelalte țări din Europa. Și anume, o balanță energetică diversificată. E țara cu cea mai diversificată balanță energetică. Adică facem asta, ca să facem și energie nucleară, să facem și energie și hidroenergie, care în România este esențială. Deci chestiile astea, morte, vânt, chestii, să facem și pastea să le facem. Dar ce vreau ca să spun? E teamă, dar nu e absolutizare. Adică trebuie ca să privim, cred eu, problema energetică și în funcție de teoria pe care o am și o să o duc cât o-i putea, și anume că țara asta care are atâta resurse trebuie să fie folosită plenar. Nu una sau alta sau nu știu cum, ci plenar. Pentru că statistica internațională arată că nicio țară nu are ca România atâta diversitate în balanța energetică. Și atunci, în momentul în care noi am putea să punem Marea Neagră prin furnizarea gazului cât mai repede în funcțiune, am avea o mare posibilitate ca să-și dezvoltăm și să le independentizăm. Nu din punct de vedere energetic în principal, ci din punct de vedere industrial în primul rând. Pentru că o reconstrucție a industriei României ar pleca foarte mult de la această resursă. Care o vedeți necesară și posibilă? Da. Necesară oricum și posibilă în funcție de, la sună eu, de arta pe care cei care ne conduc au în a manevra fondurile. Aici e ideea excepțională cu statul, cu fondurile pe care ar putea să le aibă, nu cu ajutoare de stat, ci cu fond de investiții. Uniunea Europeană și foarte multe fonduri au trase din străinătate. Fonduri, capital străin, adică nu neapărat european. Investiții străine, SED-urile. Ce pot să adaug? Varietatea. Ce pot să adaug? Nu am ce adăugat la ce a spus tot profesor. Sincer. Adică este 360 de grade. Dezvoltare echilibrată, folosirea resurselor, pe baza resurselor pe care le avem, că să creăm, să practic să întărim lanțul de valoare adăugată în România. Gaz, îngrășământ, agricultură. Energie electrică, stații de pompare, irigații. Gaz, mase plastice, conducte, irigați, fabrici de prelucrare
adică în industria alimentară nu exportăm grâu și importăm aluat de înghețat. Medicamente. Medicamente. Aici e o mare ramură care ar trebui dezvoltat. La medicamente iarăși avem niște bariere cu taxa Clawback și supraimpozitările aduse în ultima perioadă. Da. Oricum, cred că avem... 10 secunde, cred că... dacă am nevoie, dar exact 10 secunde. 10 secunde. Ca răspuns la comentariul domnului profesor, la Federație știm bine că am lansat platforma Viitorul Energiei, care identifică acest mix energetic. Și un geotermal, și nuclearul mic, și hidro, și wind offshore, și toate în jurul resursei principale de care îi spunem, gazele naturale. Folosesc sintagma Viitorul Energiei ca pe o concluzie a discuției noastre de astăzi. Vă mulțumesc, domnule profesor Coșa. Mulțumesc foarte mult, Gabi Biriș, mersi, Daniel Apostol. Vă spun să urmăriți și celelalte episoade, toate discuțiile, toate dezbaterile din seria dedicată Mării Negre aici la Noua Economie. Le găsiți toate în linkul de mai jos. Pe curând!